Pe Adrian l-am descoperit târziu, pentru că stătea numai cu fetele. Ne-a atras atenția la o petrecere, la care punea muzică. Totul a fost ok până pe la 4 dimineața, când a pus cel mai lipicios blues posibil. Brusc, totul a devenit super ok, iar noi ne-am dat seama că știe mai multe despre femei decât ne-am fi putut imagina. Și a confirmat. Câteva luni mai târziu a scris un articol despre ultimul rând de la cinema, perfecționat de un alt mare agent OBR Bergambir ulterior, și a colaborat îndeaproape la redactarea culegerii de replici de agățat consacrate. Acum se ocupă împreună cu un alt membru de marcă al OBR Bergambir de organizarea meciurilor de volei feminin pe plaje sau în parcuri. A început votarea legilor bărbatului. Mergi pe Facebook, votează ce merită să intre în cartea bărbatului sau propune tu o lege care lipsește. Am propus și eu de curând o lege. Dacă unul dintre noi agață, îl ridicăm cu toții în ochii fetei respective. Îl facem să arate bine. Îl susținem. Votează-o și pe asta.